Una din categoriile de cetățeni români care au dreptul de a deține arme de foc letale sunt sportivii de categoria 1. Aceștia au dreptul de deținere, port și folosire atât pentru arme letale scurte, cât și pentru arme letale lungi. Dar definirea exactă a ceea ce înseamnă sportiv de categoria 1 și modalitatea de a ajunge să ai această calitate lipsește din lege. Acest material va încerca să aducă puțină lumină în această privință. În primul rând, trebuie precizat de la început că singura autoritate competentă de a acorda categorii sportive de tir este Federația Sportivă de Specialitate, adică Federația Română de Tir Sportiv, FRTS. Și ca orice federație sportivă, ea are afiliate cluburi sportive din toată țara. Pe site-ul federației se găsește lista de structuri afiliate FRTS în secțiunea Organizare. Lista conține în momentul filmării 70 de asociații sportive și cluburi sportive din 22 de județe ale țării. Ea este actualizată anual, deci s-ar putea ca noi cluburi să fie apărut între timp. Pentru ca o persoană să ajungă să aibă calitatea de sportiv de tir categoria 1, trebuie mai întâi să se înscrie la un club de tir și să se legitimeze la federație prin intermediul clubului. Am făcut deja un material video despre care sunt pașii pentru a face acest lucru. Din păcate, deși sunt 70 de organizații afiliate la federație, cluburi active sunt foarte puține. Nu știu ce fel de activitate au, dar la competițiile organizate de federație nu participă mai mult de 15-20 de cluburi și toate din orașele mari. Pentru cine este dintr-o localitate în care nu activează niciun club, va fi destul de dificilă legitimarea la federație. După înscrierea la club și legitimare, urmează partea cea mai distractivă, antrenamentul la proba aleasă. Sunt 5 categorii pentru care se poate lua categoria 1. Pușcă ASSF, pistol ASSF, talere ASSF, talere FITASC și pistol PPC. Fiecare categorie are mai multe probe separate. De exemplu, pistol ASSF are probele aer comprimat, viteză, liber, sport și calibru mare. Bineînțeles, antrenamentele se desfășoară în poligoane autorizate și comportă costuri. Pentru unele probe, chiar costuri substanțiale. Din nou, nu toate poligoanele suportă toate probele, deci alegerea este limitată la ce e disponibil la poligonul clubului. Odată pregătirea sportivului efectuată suficient și cu o cunoaștere adecvată a probei, cu ajutorul antrenorului de la clubul unde faceți parte, trebuie să vă înscrieți și să participați la competiții FRTS de tir. Am făcut deja un material video despre programul Campionatului Național de Tir. Rezultatul obținut la competiții este folosit pentru încadrarea sportivului în categoriile sportive 3, 2 și 1. Aici este tabelul cu baremele FRTS pentru toate categoriile și toate probele, împărțit pe sex, masculin și feminin, și categorie de vârstă, senior și juniori. Scopul sportivului de tir este ca într-o competiție să tragă un punctaj egal sau peste baremul categoriei 1. Nu există limită de numărul de încercări. Odată rezultatele validate, ceea ce durează o zi sau două, se poate cere de la federație adeverința de deținere a categoriei 1. Acesta este un model. De notat că nu se precizează categoria de armă și proba la care a fost obținută categoria 1. Obținerea categoriilor se notează de asemenea în legitimația de sportiv de tir. Cât sunteți la federație la București, aveți grijă ca legitimația de sportiv să fie vizată pe anul în curent. Următorul pas este un drum la clubul de tir la care sunteți înscris și să cereți o adeverință prin care clubul își dă acordul ca să folosiți arma personală în cadrul antrenamentelor și competițiilor oficiale. Cu aceste acte, adeverința de categoria 1 de la federație, adeverința de la club și legitimația de sportiv vizată pe anul în curs, puteți merge la poliție să faceți cererea pentru autorizare, achiziție, armă. Mai trebuie, bineînțeles, taxa de autorizație și formularul standard. Se folosește cel pentru armă letală, unde se pifiază categoria tir sportiv. Urmează apoi perioada de 30 de zile pentru eliberarea autorizației,
și apoi vă puteți achiziționa o armă letală de tir sportiv cu drept de port și folosire. Citiți anexa legii 295 pentru a vedea ce categorii de arme se încadrează la tir sportiv. Deținerea pe o perioadă mai îndelungată a unei arme letale pe tir sportiv, ca și sportiv de categoria 1, nu este totuși o treabă simplă. Nu știu în momentul de față dacă categoria 1 sportiv de tir expiră. Pe adeverință și pe legitimație nu apare o dată de expirare. Dacă cineva are mai multe informații, să lase un coment la acest film. Și eu o să fac la fel dacă am mai multe detalii. Totuși, la reînnoirea permisului de armă din 5 în 5 ani, trebuie să prezentați din nou toate documentele care vă dau dreptul la armele deținute. Deci trebuie să fiți în continuare cel puțin sportiv legitimat la un club sportiv și cu legitimația vizată de federație pe anul curent. Dacă trebuie să trageți din nou baremul de categoria 1, treaba se complică.